Imaginează-ți că ești un licean delicvent de 16 ani și într-o zi ai găsit la întâmplare un copil. Dar acesta nu este un copil obișnuit. După cum se dovedește, el a fost trimis aici pe pământ din porunca tatălui său, care este marele stăpân al demonilor din altă lume, care și-a instruit robul să-și predea fiul și moștenitorul demonului lumii umane și în cel din urmă va distruge umanitatea. Povestea are loc într-o lume în care există două dimensiuni care sunt formate din lumea umană și de asemenea din lumea demonilor. În lumea umană îl vom întâlni pe principalul protagonist al poveștii, un student din primul an pe nume Oga Tatsumi, un student oarecum problematic care pare să se trezească mereu în necazuri. Datorită reputației sale de la liceul anterior, se știe că are un comportament excesiv de agresiv și o forță fizică, așa că i s-a dat porecla demonul Rampaging Oga. Iar când ajunge la noua sa școală numită Ishima High, este întâmpinat de un elev de anul 2 căruia i s-a dat porecla AB de Machine, care îl provoacă imediat pe Oga la luptă chiar când intră în școală. În timp ce Oga se apropie de AB, celălalt student îl observă pe Oga transpirând atât de mult încât cred că trebuie să se sperie de Abe, dar se dovedește că nu era transpirație, ci era de fapt un bebeluș care își făcea ușurarea în vârful capului, făcându-i pe tot să plângă de râs. Cu toate acestea, Abe de Machine nu crede că este amuzant ca celălalt student și încă este atât de furios încât încearcă să lovească pe Oga. Cu toate acestea, înainte ca Abe să-și atingă lovitura, Oga reușește să lovească mai întâi în față, în timp ce îl mustră pe băiat în același timp. Se dovedește că Oga este un student delicvent, însărcinat cu îngrijirea și creșterea fiului unui copil demon pe nume Beelzebub. Când Beelzebub ajunge să se agațe de Abe din greșeală, își dă brusc seama că nu este Oga și izbucnește imediat în lacrimi, făcându-l să creeze o uriașă explozie electrică. Mai târziu, Oga vorbește cu prietenul său apropiat, Furuki, și îi spune povestea cum a ajuns să aibă acest copil demon. Potrivit lui Oga, el era în mijlocul de a preda o lecție unor delicvenți după ce s-au încurcat cu el, dar de nicăieri un om destul de mare a fost văzut plutind pe râu. Această vedere neobișnuită a sperat pe toți ceilalți studenți, așa că au fugit. Cu toate acestea, Oga a fost în schimb intrigat de vederea acestui om mare și cu aspect magic, așa că l-a scos pe bărbat din rău. Odată ce Oga l-a salvat, s-a uitat în interiorul bărbatului și înăuntru era Beelzebub. Bărbatul a fost bine după ce a fost deschis și odată ce copilul demon a fost în mâinile lui Oga, el se scufundă imediat înapoi în rău și plutește. Cu toate acestea, copilul se simțea pierdut și speriat, așa că Oga a încercat să-l înveselească cu niște umor ușor și a făcut fețe prostești. Cu toate acestea, lui Beelzebub nu i-a păsat prea mult, așa că Oga a făcut o față demonică spunând că îi va fura sufletul. După ce a văzut asta, Beelzebub s-a distrat acum și s-a atașat instantaneu de Oga. El îi explică lui Furuki că dacă cineva încearcă să-l ia de lângă el, Beelzebub va face o furie și îl electrocutează. Cu acestea, Furuki crede că totul este o minciună mare și inventată și apoi învață cel mai greu când încearcă să-l ia pe Beelzebub de la Oga. A doua zi la școală, Oga se plimbă prin hall-uri cu Beelzebub și a văzut doi colegi care se luptau. Oga îi mustră imediat, cerându-le să-și țină vocea jos, astfel copilul va plânge. În ciuda efortului să albe, bebelușul încă plânge și electrocutează. Imediat după aceea, Oga și Furuki sosesc în clasă cu trupurile aproape arse până la crocant, iar în acest moment restul clasei devin foarte obosit de ei. Oga îi spune lui Furuki că tot ce pot face deocamdată să-l țină distras până când își dau seama de unde a venit. Cu toate acestea, Furuki insistă că îl lasă în afara acestei situații deoarece s-a săturat deja de copilul demon. În acest moment, Beelzebub este enervat și se plictisește incredibil de a fi la școală, așa că începe să se comporte din nou în timp ce încearcă o explozie uriașă de energie. Așa că Oga îl roagă pe Furuki să găsească rapid ceva care să-l calmeze, dar Furuki îi reamintește lui Oga că această școală este literalmente un iad pe pământ, plin de licvenți, așa cum ar putea el să găsească ceva într-un loc acesta pe care bebelușul va găsi amuzant. Oga îi spune că trebuie să găsească ceva rapid pentru a-i atrage atenția. Așa că a desenat rapid un personaj într-o emisiune TV populară, dar lui Beelzebub nu i-a plăcut. Așa că apoi scoate un cadou pe care urma să-l facă unei fete, dar copilul l-a aruncat pe fereastră și imediat după ce a fost electrocutat întreaga clasă. După școală se întorc la casa lui Furuki pentru a discuta cum pot scăpa de Beelzebub, iar Oga se plânge de cât de mare este sarcina să ai grijă de el. Furuki spune lui Oga că nu poate rămâne aici atâta timp cât va avea o întâlnire, iar aici este locul în care Oga îi propune ca Furuki și noua lui iubită să aibă grijă de copil și să fie o familie fericită. Cu toate acestea, Furuki refuză această ofertă deoarece nu dorește nicio parte în îngrijirea copilului demon. Oga încearcă pentru ultima oară să-i facă o față demonică și a spus să se piardă, dar lui Beelzebub i-a plăcut și acum este și mai atașat de Oga. Apoi deodată apare din cer o fată care poartă o ținută de servitoare și ajunge la casa lui Furuki. Ea explică cum este o servitoare demonică pe nume Hilda, iar Beelzebub este stăpânul ei și nu există nicio posibilitate ca un gunoi ca ei să aibă grijă de el. Ea spune cum își dorește ca Beelzebub să se întoarcă înapoi în lumea demonilor împreună cu tatăl său.
După ce auzi acest lucru, Oga începe să se certe cu femeia de serviciu din cauza comportamentului său natural agresiv și începe să strice la servitoare întrebând cine este. Fruk este șocat că Oga ar îndrăzni să vorbească cu un demon acest fel, iar apoi îi explică cum a fost trimis aici să-l aducă acasă și încearcă să-l îndepărteze de Oga, dar ea nu reușește să facă acest lucru. În timp ce ea încearcă să-l tragă pe Beelzebub, el începe să râdă și îi spune că nu are cum să-l părăsească vreodată, dar apoi Fruk îi reamintește lui Oga că asta și-au dorit toată ziua, adică să scape definitiv de Beelzebub pe care Oga îl uitase, așa că se răzgândește repede și strigă la copil să-i dea drumul. Așa că acest coșmar se va termina în sfârșit, dar din păcate acesta nu a fost cazul și cu cât se luptau mai mult, Beelzebub era atât de supărat încât electrocutează întreaga cameră. După ce au fost șocați de Beelzebub, toți se așează, iar Hilda spune că se pare că Beelzebub i-a plăcut deja lui Oga și l-a pretins deja pe Oga ca toată în lumea umană și este pe deplin atașat de el. Ea continuă să explice modul în care Beelzebub va fi regele de felul lor după ce domnia tatălui său se termină, iar numele său complet este de fapt Lordul Împărat Beelzebub al V-lea, este un lord al demonilor care a fost trimis aici pentru a distruge întreaga umanitate. Oga și Fruk confuzi și o întreabă servitoare cum va putea distruge umanitatea când ești doar un copil. Servitoarea răspunde spunând că actualul rege al demonilor este prea lenin și a fost menit să distrugă omenirea cu mult timp în urmă. Cu toate acestea, acum este în mare parte ocupat, așa că atunci când ziua socotelii trebuia să se întâmple, întotdeauna apare ceva. În cele din urmă a renunțat și în schimb îl va folosi pe fiul său Beelzebub pentru a face sarcina și ordona servitoare să-l doboare pe pământ. Dar mai întâi a fost instruită să găsească oameni potriviți să-l crească, motiv pentru care s-a întors. Fruk este ușurat că nu a fost ales și își bate joc de Oga, deoarece va fi tatăl demonului de acum înainte. În acest moment, Oga refuză și îi spune servitoare că nu va fi tatăl unui lor demon și îi dă copilul înapoi. Dar imediat după ce i-a spus că dacă el refuză să fie tatălui, atunci va trebui să-l omoare. Odată ce își trage sabia, începe să alerge, iar Hilda începe să-i urmărească pe amândoi pe stradă. Dar în timp ce aleargă, își dă seama că Beelzebub era încă blocat pe spatele lui Hilda. Hilda continuă să se teleporteze în fața lor și le amintește că este imposibil să scape de o servitoare demonică. Apoi își cheamă tovarșul, o pasăre demonică uriașă pe nume Akubaba, care încearcă să-l oprească pe Oga, dar acesta lovește drept în cap. Ei continuă să alerge jucându-se ca o goană de piscină și șoarece prin oraș, dar în cele din urmă Hilda îi ajunge din urmă și când o face, scoate sabia și o îndreaptă la câțiva centimetri de fața lui. Cu toate acestea, lui Beelzebub nu-i plăceau amenințările ei la adresa lui Oga și încearcă o explozie uriașă de energie în timp ce îi zbucnește în lacrimi și electrocutează pe toți cei din zonă în timp de câteva minute. Fruk este acum îngrijorat de Oga, deoarece explozia l-a ucis cu siguranță, dar sunt șocați când îl găsesc nevătămat și îl calmează pe Beelzebub și îi spune că nu este în regulă ca un lord demon să plângă. Altfel, oamenii lui vor crede că este slab, deoarece explozia de energie a făcut ca turnul de metal să se dărâme, așa că Oga se grăbește repede să-l salveze pe Beelze, iar când turnul era pe cale să-i pună capăt pe amândoi, Beelzebub folosește un val de energie roșu de flăcări, provocând un val de căldură și topește turnul. Să nu-i pe toți uluiți în timp ce sunt martori la capacitățile adevăratei sale puteri. Hilda i-a spus apoi lui Furuki că bănuiește că Oga nu este cine spune că este, deoarece Beelzebub este dispus să facă orice pentru a-l proteja de rău. După ce a dormit două zile întregi, Oga crede că totul a fost doar un vis stupid și râde despre cum a fost tatăl lui un lord demon. Dar când se trezește, este întâmpinat de Hilda, care așteaptă să se trezească. Ea îi spune că începând de astăzi, amândoi vor trebui să crească punctul lor al demonilor. Hilda dezvăluie adevărul familiei lui Oga, lăsându-i în stare de șoc, iar tatăl său se topește la gândul că Oga îi ține un secret atât de mare și este pe stelună când află că are o iubită. Hilda chiar pregătește mâncare pentru familia lui și când ajunge acasă este șocat că i-a făcut toată mâncarea în acea noapte pentru cina în familie. Mai târziu, Oga o duce pe Hilda la etaj și acolo îi spune că s-a săturat de toate astea și vrea ca amândoi să-l streșine deodată. Dar încă o dată Hilda refuz și spune lui Oga că este imposibil să se întâmple azi, deoarece bebelușul Bill să-l alezi deja ca tată și nu se poate lăsa niciodată din partea lui, altfel va face o criză de furie masivă. După aceea, el avertizează pe Oga că dacă se află la 15 metri distanță de Oga, va crea o undă de șoc fatală, care este serios periculoasă. La a doua zi la școală, toți elevii încearcă să-l răstoarne pe Oga, deoarece îl pretinde că este cel mai violent elev cu care nimeni nu ar trebui să se încurce. Și toți aud despre copilul pe care Oga l-a adus la școală. Ei încearcă să folosească acest moment pentru a se răzbuna, dar Oga îi avertizează pe toți că se află la exact 14,6 metri distanță de copil și să-l întoarcă pe Beelzebub imediat. Altfel, cu toate acestea, niciunul dintre ei nu-l ascultă și tocmai atunci sosesc elevii din anul 2, numiți Geminii Sinata, și le spun tuturor primilor din ani să se retragă, deoarece se vor ocupa în schimb de Oga. Dar eșuază lamentabil, iar Oga îi învinge cu ușurință pe bătuși cu mișcarea sa secretă numită Oga Punch. După o zi lungă și sfârșitoare, Beelzebub se culcă în sfârșit. Și iată când se întoarce omul mare de pe râu,
pe nume Alain Delon și vine în cameră să îi livreze pe Fiorocii. Fiorocii spun lui Oga că este îngrijorat că el trece sub aceași acoperiș cu Hilda, deoarece și ea este un demon dintr-o altă lume. Dar Oga crede că doar acționează exagerat și nu se gândește prea mult la asta. În timp ce Bilze doarme, Oga menționează că nu arată deloc ca un lord al demonilor și că arată doar ca un copil normal cu aspect drăguț. Hilda răspunde spunând să nu vă faceți griji, deoarece în curând va crește și va deveni cel mai de temut lord al demonilor, care va distruge întreaga omenire. După Fiorocii adaugă că este aproape ca și cum viitorul umanității stă pe umerul lui Oga, făcându-i pe toți să râdă. Toți continuă să râdă câteva minute până când Oga îl întreabă pe Alain Delon de ce trebuie să fie el. Alain Delon îi dezvăluie apoi lui Oga că de fapt a fost ales de el de la început, deoarece Alain Delon știa despre istoria sa trecută și era conștient că este cunoscut ca delicvent de liceu cu o porecte specifică numită demonul Rampaging Oga. Și la puterea pe râu a ajuns să vadă personalitatea lui Oga în persoană când avea de-a face cu ceilalți delicvenți de la școala sa, făcându-l astfel cu potrivire perfectă pentru a fi tatălui Belze. Alain Delon adaugă că Belze ar accepta ca un om să-i fie tată numai dacă acel om ar avea o putere mare. După ce Alain Delon a spus asta, Oga răspunde apoi spunând că trebuie să găsească pe cineva și mai puternic și mai groaznic decât el, pentru a schimba părerea lui Belzebub pentru că l-a ales ca tată potrivit. Între timp, în lumea demonilor, tatălui Belzebub, marele demon lord, joacă un joc de masă cu tovarășii săi demoni și pare că se distrează al naibii, dar ceilalți nu le pasă deoarece vor ca el să continue cu distrugerea umanității. În acest moment, subaltern îi oferă maestrului o actualizare cu privire la ceea ce face fiul său și explică că un elev de liceu de Livent a aprobat rolul tatălui său pe nume Oga, iar Belzebub l-a acceptat. Marele lord demon râde și sublinează că îi place aspectul lui Oga deoarece are o față destul de barbară. După ce a văzut înfățișarea lui Oga, îi dă jucăria preferată a subalternului Belzebub și ordonă să o aducă în lumea umană. A doua zi, Oga merge la școală pentru a căuta pe cineva mai puternic și mai brutal decât el, dar în ciuda eforturilor sale se pare că încă nu a găsit pe cineva care să se apropie de el. După aceea, Hilda vine la școala lor și merge la curs pentru a oferi lui Belzebub jucăria sa preferată. Cu toate acestea, când ajunge, ea îl găsește acolo doar pe Feruki. Când ea îl întreabă pe Feruki unde este Oga, el i-a spus că Oga a plecat să găsească pe cineva mai brutal decât el, să fie tatălui Belzebub. Imediat după, clasa este cu toții intrigați la vederea Hildei, iar un elev din anul 2 încearcă să o lovească, dar asta îl face să o provoace la o luptă, dar ea câștigă ușor, iar el este trimis în zbor departe de școală. Ceilalți studenți au văzut asta și s-au înspăimântat din minte, iar acest lucru l-a făcut pe Oga să creadă că acesta ar putea fi cineva care este mai groaznic decât el, dar se dovedește a fi doar Hilda. Când îl vede, îl întreabă dacă a găsit pe cineva mai brutal decât el, dar îi spune că încă nu a găsit pe cineva, dar în timp ce el geme de furie. Pe de altă parte, Belzebub este plin de bucurie când își primește jucăria trimisă de marele lord al demonilor. În timp ce vorbește pe holuri, Hilda se plictisește și o întreabă pe Oga dacă nu este o persoană responsabilă, la fel cum a fost marele lord al demonilor care este responsabil de lumea lor. Și acest lucru stârnește un gând în capul lui Oga, care este să se întâlnească în sfârșit cu directorul și se îndreaptă spre biroul lui, deoarece trebuie să fie singura persoană mai groaznică decât orice altcineva din școală. Astfel, în sfârșit, găsesc un candidat mai bun ca tatălui Belzebub, dar când intră în biroul directorului, ajung să afle că el este doar un bătrân ofilit și slab care nu poate să facă rău nimănui. Mai târziu, Belzebub simte fericit jucându-se cu jucuria lui, când dintr-o dată îi zbucnește în lacrimi și îi electrocutează pe toată lumea. Când Oga întreabă pe Hilda de ce este supărat, ea îi spune că trebuie să fie pentru că este foame și are nevoie de laptele său specific, care era în mod normal furnizat de regele Hydra cu 9 capete al lumii demonilor. Totuși, acest lucru ar fi imposibil de obținut pe pământ și ea i-a spus că singurul echivalent cu laptele ar fi laptele de vacă, așa că Oga îi duce la cantină unde servezi niște cutii de lapte, dar unii dintre studenții care se certau pentru o bucată de pâine i-o scapă accidental din mâinile Hildei, făcându-l să plângă și distrugând jumătate din clădire. Mai târziu, Oga și copilul Belzebub discută unul la unul împreună la sfârșitul zilei când soarele apune, iar Oga îi spune că nu poate plânge întotdeauna când lucrurile nu merg așa cum îi merge, ca fiind un demon trebuie să fie mereu puternic. Iar Oga ajunge să se lege mai mult cu Belzebub, dar de nicăieri cei doi gemeni de anul 2 l-au luat pe Belzebub și au plecat cu motocicleta lor. Oga a alergat imediat după gemeni și îi roagă să-l întoarcă pe Belzebub imediat, deoarece nu poate fi la mai mult de 15 metri de el. Dar chiar atunci apare Alain Delon, care o avertizează pe Oga la câțiva metri distanță de Belzebub. Apoi oferă o teleportare pentru a-i ajunge din urmă. Alain Delon se teleportează și oprește pe Jimmy, lăsându-i pe amândoi cu neîncredere, deoarece l-au văzut pe cel mai mare bărbat pe care l-au văzut vreodată și iese un Oga furios care îi confruntă pe cei doi gemeni că au încercat să-și ia fiul Belzebub și le explică cum s-au încurcat cu copilul greșit. Chiar atunci gemenii se pregătesc să lupte cu el, dar Oga îl plasează pe Belzebub în vârful capului său și ambii generează o cantitate uriașă de putere, un fel de energie în flăcări care creează un semn al fiarei pe mâna lui Oga. În acest moment amândoi își combină sufletele și pe măsură ce gemenii se apropie de ei, Oga încarcă o mișcare numită Demon Lord Punch și scoate cu ușurință pe cei doi gemeni trimițând
lăsându-i pe amândoi să zboare la cer. La sfârșit, amândoi se îndreaptă spre casă, iar Hilda este văzută privind de departe și șoptește sub răsuflarea ei, spunând că Olga mai are multe de învățat. Dar asta a fost partea 1 a lui Beelzebub. Dacă v-a plăcut și doriți să vedeți mai multe, atunci asigurați-vă că dați un comentariu pentru partea 2. Vă rugăm să nu uitați să lăsați un like la videoclip și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe recapitulări anime ca acesta. Urmărește următorul videoclip și ne vedem cu următoarele!